Daniel, cu ce gânduri înaintea începerii pregătirii pentru noul sezon? Prima dată mă gândesc să fie lucrurile în regulă cu tot ce se întâmplă acum, cu restricțiile astea care sunt, sperând să mai scăpăm de, de ele, să fie mai mai legere, pentru că e greu dacă rămân în continuare așa, chiar și pentru noi, un club care, totuși, ne permitem, nu o să fie ușor să. Să facem, e vorba de acele teste, să le facem în fiecare săptămână sau înainte de fiecare joc. Așa că eu cred că o să se o să stabilească ceva în care să fie, să fie bine pentru, pentru toate cluburile. Iar ca echipă, cu gândul să mergem mai departe, spre Liga a doua, avem un lot bun. Am făcut câteva transferuri, asta e un calcul și juniorii care i-am semnat zilele astea, este vorba de un portar mușat 2001 de la viitorul Constanța, al Udeanu, tot junior, funda stânga, Nicolae Dragoș, un copil de 2002 care joacă stânga-dreapta în spatele vârfului, în care am credere în el. Călințaru de la Turist Turnu Măgurele, beța care a semnat și el Chipirliu. Mai avem nevoie de 2-3 juniori. Și în mare, adică lotul e e, e în regulă. Încă 2-3 juniori, alți jucători nu ți mai dorești pentru Nu, 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 și așa, sunt jucători valoroși, e concurență pe toate posturile, nu o să -mi fie nici mie ușor pentru că sunt jucător cu multe meciuri și la Liga 2, chiar și la Liga 1 și sunt câte doi pe același post. Le-am spus, o să fie greu să prindă și lotul. O să fie bătaie, dar e concurență, este steaua și trebuie să avem un, lot, un lot valoros și numeros. Obiectivul principal clar este promovarea în Liga 2. Aveți și alte obiective, cum ar fi Cupa României? Obiectivul meu este, deci obiectivul clubului și al meu la toată lumea este promovarea în Liga 2, iar eu și cu jucătorii am vrut un obiectiv și Cupa României să mergem cât mai departe, să întâlnim o echipă de Liga 1, să avem un parcurs cât mai lung.